În două filme de pe canalul meu YouTube v-am prezentat mai întâi un unboxing, după care o primă părere despre aceste trei radiouri. Pentru că am fost în țară, am încercat să le folosesc și acolo și rezultatele pe care le-am obținut nu sunt deloc mulțumitoare. Niciunul dintre aceste radiouri nu prinde posturi digital audio broadcast în București. Poate e de vină cartierul în care locuiesc eu, și anume 13 septembrie, însă în mașină recepționez posturi digitale. În fine, una peste alta, am decis să returnez acest radio și o să rămân doar cu Sony și cu Spectrum. L-aș fi returnat și pe Spectrum, însă are deja urme de uzură și nu este ok, nu este fair. Bun. Pentru cei curioși să vadă cât de receptive sunt aceste radiouri, vă invit să urmăriți filmul. Pentru cei care vor de pe acum o concluzie, în București, în anul 2022, recepția Digital Audio Broadcast nu este încă la nivelul la care este în afară. Deci, asemenea radiouri, în acest moment, din punctul meu de vedere, nu se justifică. Nu știu, poate că în cartiere mai selecte, cum ar fi Băneasa sau în centru, poate că recepția Digital Audio Broadcast este posibilă. Însă, la mine, în 13 septembrie, la etajul 7 din 8, zero posturi. Vizionare plăcută! A venit rândul să testez radiourile digitale în România, însă înainte să intru în subiect, aș vrea să o salut pe Maria Vlasa, care s-a abonat pe canalul meu pe 30 decembrie 2021. Te salut, Maria, vă salut, prieteni, sunt Marius. Radiourile digitale sau transmisia de tip digital, problema este că reprezintă viitorul și pentru asta v-am prezentat pe canalul meu trei radiouri pe care le-am făcut unboxing, care le-am făcut unboxing și pe care le-am încercat în Germania. Pentru că acum mă aflu în România, țară din care sunt majoritatea persoanelor care urmăresc canalul meu, încerc aceste radio pentru a vedea cât de eficiente sunt. În acest moment mă aflu în București, sunt într-un bloc de 8 etaje, la etajul 7 din 8, și sunt lângă o fereastră, care la circa un metru de mine, care dă spre est. Și tot ce o să facem este să pornim fiecare radio cu antena cu care vine livrat și să vedem câte posturi DAB Plus și câte posturi pe FM prinde. Primul este radioul DAB PC1, care prinde nimic mai mult decât 0 stații pe DAB Plus. Haideți să încercăm pe FM. Și aici avem deja niște posturi prinse. 91,7, 92,1, 93,5, 94,2, 94,8, 95,3, 96,1. Haideți să încerc un factory reset și să îl las pe el să caute automat posturile pe FM. Da, din păcate nu am prins absolut nimic. Primul post. Conservate și 2. restaurate. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Prinde inclusiv Europa FM din 108, nu e absolut nimic. Europa FM din Ploiești. Acestea au fost posturile prinse de acest aparat. Din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că nu prinde absolut nimic în București.
acest aparat și datorită faptului că are o autonomie foarte redusă, nu este de recomandat. Ok, o să continui în alte două filme separate în care vorbesc despre fiecare dintre acestea pentru a nu lungi acest film. În măsura în care filmul meu v-a plăcut, m-aș bucura să puneți din partea voastră un like și un share. Iar dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Până atunci, stay tuned! Ciao!